Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face o băutură din iaurt, mango și ananas. Aici am 200 de iaurt, o jumătate de mango și din ananas. O să-l curățim, două felii de ananas o să-mi trebuiască. Și am să dau deoparte iaurtul și ananasul. O să tăiem o jumătate de mango. Așa. Așa, o să-l tăiem așa cu bulețe și o să-l scoatem cu lingura. Dacă doriți să fie mai rece, imediat puteți congela parte din și o să le punem într-un blender, așa aici, vedeți? Aici o să punem jumătate. Așa. Acum o să tăiem și două felii de ananas. Am să dau puțin deoparte. Aici am ananasul. Eu l-am clătit puțin. Așa. Și o să tăiem așa cam două felii. Așa. Ne să tăiem ce nu este bun aici. Și acum vom tăia coaja. Îl vom curăța bine. Și acum o să-l tăiem cu bulețe. Și vom pune aici în blender. Așa. Și acum punem și iaurtul nostru. Dacă îl doriți mai dulce, adăugați o lingură de zahăr sau de miere de albine. Așa. Și acum mixăm.
Așa. Să vedem dacă este gata. Ia uitați cum arată. Vedeți? O băutură, acum o două rece. Puteți pune o parte din fructe să le congelați și să le puneți sau adăugați 2-3 cuburi de gheață. Acum vom pune într-un pahar. Ia uitați. Și avem o băutură răcoroasă din mango. Vedeți? Mango și ananas și cu iaurt. Am să o dau la rece. Așa. Cine dorește poate adăuga și o linguriță de semințe de chia și o lasă la rece o oră. Și este foarte, foarte bună. De ananas așa aici, o bucățică de mango. Așa deasupra. Ca să știm cu ce sunt făcute. Băutură răcoroasă. Ținută la frigider. Puteți pune și cuburi de gheață. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă pup dulce. Vă doresc multă, multă sănătate. Și ne vedem. Ne vedem și mâine. Să facem ceva bun împreună. Vă pup, la revedere și o zi frumoasă în continuare. Pupici, mulți pupici, vă doresc și multă, multă sănătate și numai bine. La revedere, seară frumoasă!